Doamnelor și domnilor, am văzut sâmbătă un meci de MMA. Nu urmăresc că mă trezesc foarte greu și nu știu exact la ce oră se difuzează, dar la meciul ăsta m-am uitat pentru că era al nostru Cătălin Smărândescu. N-am deschis bine televizorul, colegul Dani, când o chestie de 140 de kg american de profesie s-a prăbușit peste al nostru. Și de aici a început povestea victoriei pe care Cătălin a obținut-o prin knockout imediat după ce bolovanul a căzut peste el. O să spun despre ce este vorba în ceva momente, dar și mai bine vă povestește chiar el. La neața, Cătălin Smărândescu! Bine ai venit! Salut! Neața, Cătălin, am crezut că am văzut o reluare a meciului, dar se pare că te deplasezi foarte repede. Sâmbătă a fost meciul da, și azi ești la noi în studio. Păi, trebuia să vin, eram... Te machiezi sau pur și simplu așa răspund după confruntare? Nu, arăt bine, am fost norocos. Da? Da, am niște cucuie, dar mă rog. Asta este centura. Da. Ce versiune este? Versiunea AFC. Practic de aici ar mai fi cam un pas către UFC, cea mai tare versiune de luptă în cușcă. Un pas către UFC? Da, exact. Tu ai luat-o de jos, da? Entry level la... nu, am luat-o de jos, mi-a pus-o organizatorul. Centura. Nu zic, tu ai luat-o de jos cu versiunile astea, ai început... Da, nu, am luat-o practic după ce am plecat din România, am luat-o iar de la zero și încet am ajuns aici. Povesteam pe culoare înainte să intrăm că mă uitam la meci, s-a aruncat americanul ăsta peste tine la 140 de kg în viu. 145, deci la cântar el a avut 145 de kg, am eu 110. Și ai reușit să ieși de sub el cu o ghilotină. La un moment dat toată lumea se gândea cum ai reușit, te-ai strecurat pe sub burta lui și ai ieșit într-o ghilotină. Eu credeam că are un super plan și Cătălin zice, măi, mintea mea era doar... Nu. Inițial noi am pregătit meciul să stăm cât mai mult în picioare, să ne ajung cu el la sol. Da, da, da. Fiind foarte greu și a mers. Începutul meciului a fost așa cum mi l-am propus. Numai că la un moment dat am ratat un crușeu de stânga, iar el a venit ca tăvălugul peste mine. În momentul în care m-am văzut cu el peste mine, zic, nu se poate. Zic, la cât am muncit eu, la cât m-am chinuit două luni de zile, trei antrenamente pe zi, cu măști de gaze, cu cauciucuri, cu veste 25 kg pe mine, nu se poate să pierd meciul ăsta. Nu se poate. Și a început să urle sala Cătălin și crede-mă așa, parcă n-a mai fost forța mea, a fost forța lor. M-a ridicat de sub el și am trecut la treabă. Și le lua la ciocane, că așa și am trecut la treabă, da. MMA. La ciocane e specialistă Cătălin, în momentul în care a ajuns în spinare adversarului și a început să lovească, lucrurile erau deja trasate. Ai scos un steag, era un steag al Marii Britanii legat de steagul României. Da, pentru că începând de acest an reprezint Anglia. Deci m-am bătut practic pentru Anglia, deși sunt român și am reprezentat în primul rând suporterii mei, fanii mei români și oamenii care mă iubesc din România, nu neapărat România. Deci m-am bătut pentru Anglia. Am citit niște interviuri cu tine după lucrurile ce s-au întâmplat în România, cât ai lipsit. Aveai un dezgust așa față de tot ce ți s-a întâmplat și de față de turnura pe care a luat-o viața ta din 2008. Da, știi că nu-i plăcut să fii lunar, să semnezi, să fii sub supraveghere 8 ani de zile. Înțelegi? Mai ales că eu locuiesc acolo și există posibilitatea de a pleca la un moment dat, de a pleca în America să mă antrenez acolo. Asta vrei să faci? Da, trebuie să vedem. Poate găsesc înțelegere la judecător și vor accepta să găsim o altă soluție de a semna ceva mai rar, nu lunar, știi? Te afectează? Trebuie să fii concentrat pe antrenamente? În momentul în care intri în pregătire, două luni de zile nu vorbești aproape cu nimeni, nu poți să pleci din cantonament, e complicat. Spuneai că unii și-au salvat pielea și au tras ponoasele cei care au avut prea puțin de a face cu povestea aia. Păi nu știi că așa se întâmplă, știi? Ăia care sunt vinovați în primul rând scapă și aia care sunt nevinovați trag. Și în România. Sau mă rog, așa peste tot. Cum e cu Londra? Cum te integra? Cum te simți? Foarte bine. Nu știu, foarte bine. Am o echipă extraordinară, începând cu managerul și terminând cu antrenorii. Și, sincer, nu m-aș mai întoarce în România niciodată. Sistemul e ok. Vin în România doar pentru a vedea copiii, atât, și părinții.
Asta e singurul motiv pentru care atât, ești aici. Atât. Sunt alte condiții cu siguranță de pregătire. Am văzut că și sălile sunt... Sunt condiții de pregătire bune. Practic, statul englez se implică altfel în ajutorul sportivilor. Mm-hmm. E altceva, e cu totul și totul altceva. Acolo sportivii sunt trătați altfel. După mult, la câți mult ani mai bine. Poți să faci sportul ăsta? Păi, mie mi-au prelungit contractul. În mod normal mai aveam 3 ani de contract cu ei și mi l-au prelungit până la 7 ani. Și practic ar trebui să închid cu ei undeva la 47 de ani. Doamne, au zis, doamne, nu mai poate, n-are ce să caute în MMA la vârsta asta și de câte ori vorbim, Vico, câte o altă centură deja, păi, cred că ai perețibri. Păi, eu cunosc campioni care, sau mai bine zis, luptători care au ieșit campion la 48 de ani. Așa că nu există limite de vârstă, atât cât ai... o viață sportivă echilibrată și nu pierzi nopțile, nu bei, nu fumezi, nu te droghezi, mergi mult și bine înainte. Și te ferești Dumnezeu și de accidentări, bineînțeles. Asta este marea problemă. No, ți-ai lăsat copiii să practice sporturi de contact? Mi-aș fi dorit foarte mult, sincer. Unul dintre copii să practice, dar este un sport foarte greu și ajunge durerea care o suport eu. Sincer, ajunge. Așa, uite, băiatul joacă fotbal, fata e la tenis, sporturi mai așa, mai elegante. Mai elegante. Tu ai avut momente așa când te trezeai dimineața și ziceai, gata, mă, le las. Dă-le naibii de... Nu. Alergând. Nu. Chiar de aici am descoperit o pastilă. Aoleu. Da. Și fiecare dimineață o iau. Se numește, dă-ți un șut în fund și mișcă-ți fundul la sală. Da? Dă și mie două folii, te rog, tare mult. Că dimineața când îmi sună ceasul am, lasă-mă, mă, cu televiziunea asta. Bine, că mă apuc de grădinării și cresc roșii șeri. Gândește care șut îl vrei, al meu sau al tău? Nu, las că-mi dau eu, vezi de treabă. Stai liniștit. Ce urmează anul ăsta pentru tine? Luna viitoare un meci în Danemarca. În iunie un meci în Anglia. Și pe nu știu. Știu că sunt managerii mei sunt tratative cu Dana White la OFC. Uh-huh. Și rămâne de văzut ce șansă mi se va acorda. Te așteptăm și aici cu încă o centură, sunt convins că o să o iei. Nu mai am deja dubii dacă ai ieșit de sub mastodontul ăla într-o mișcare ce părea la îndemâna oricui. Zic să ne aduci următoarea centură să vorbim despre ea. Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor! Plăcere. Campionul!